Nu puteți să aveți o justiție independentă dacă trei organisme nu sunt independente. Avocații, judecătorii și procurorii. Fără cele trei organisme, cei trei piloni implicați în actul de justiție, nu veți avea o justiție independentă. Dosarele penale nu sunt făcute de judecători. Ei soluționează dosarele trimise de către procurori. Care procuror lucrează, nu știu aici în Republică cu cine, organe de urmărire penală, cum se chema. La noi procurorii lucrează cu poliția judiciară. Pentru a eficientiza lupta anticorupție, am avut nevoie de procurori mai independenți decât procurorii ordinari. Și am înființat atunci Direcția Națională Anticorupție ca o unitate de elită a procurorilor, scoasă inclusiv de sub autoritatea funcțională a Procurorului General al României, creată ca o instituție distinctă, total independentă, cu buget propriu, cu șef propriu, cu regulament propriu de funcționare, cu lege proprie de funcționare. Și în felul acesta am avut eficiență maximă. M-ați întrebat cine este sau sub tutela cui sunt procurorii. Cred că mi este greu să dau un răspuns.